trebuie să informăm pe oameni corect și să ajutăm să ia decizii importante în viața lor bazate pe informație veridică și verificată. Jurnaliștii au o misiune pe cât de nobilă, pe atât de ingrată. Trebuie să vorbească despre lucruri evidente, dar trebuie să intre și în culisele acestor lucruri. Au menirea să informeze corect și echidistant cetățenii. Plus asta să o facă operativ. Jurnaliștii, reporterii trebuie să participe și la formarea societății și mai ales să implice societatea în rezolvarea problemelor. Dezinformarea este foarte periculoasă pentru că este în ziua de azi tehnologizat. Dezinformare legată de campanie de vaccinare. Că oamenii nu se vaccinează, asta înseamnă că oamenii își pun viața în pericol. Sunt daune pe termen scurt, cum ar fi oameni înfuriați, dezamăgiți, oameni care iau pe bune un mesaj greșit. În această perioadă de COVID, dezinformarea este și mai periculoasă pentru că oamenii care cred în tot felul de teorii ale conspirației își expun riscului viața lor și a celor apropiați. Din păcate. Verificați sursa. Informați-vă mereu din mai multe surse. Nu credeți în prima informație pe care ați citit-o sau ați privit-o undeva. Urmăriți instituții care fac investigații. Ce alt sfat pot să le dau oamenilor decât să se uite așa cum se uită când cumpără lapte, dacă termenul este expirat? Exact așa trebuie să procedeze cu informațiile. Fiți foarte atent ce răspândiți și ce citiți pe rețele de socializare. O știre trebuie să pună lucrurile la îndoială și o știre nu promovează un cap de politician anume, ci promovează sau explică despre fenomene și evenimente care ne vizează pe noi pe fiecare.